Bă, băieți, în sfârșit, prima alimentare cu motorină bună în România, motorină de la FX, Rompetrol, motorină de 55, fără biodiesel. Dacă ne uităm aici, nu avem biodiesel. Bă, băieți, primul plin pe România, bine că mai aveam ceva motorină, 365 de lei. Șmecherie. Acum cum? Și acum o să mergem să mâncăm aici o ciorbiță. Bă, băieți, deci am alimentat. Acum am luat ceva mâncărică. Și cât că riscantat pe toate astea, undeva la 104 lei parcă. Să vină nevastă mea de la baie și mă spune, deci mi se pare chiar în regulă. Păi în Germania, dacă cumpăram toate prostiile astea, dădeam undeva la 40 de euro, minim. Deci cum spuneam, pe chestiile astea, dacă luam din Germania, dădeam undeva la, nu știu, 40 de euro, 50 de euro, cred. Deci am luat câte 2 mici, 2 cupe de orez, 2 cârnăciori, 2 salate, pâine și 2 supe, ciorbici să zic, și 3 sticle de apă. Mamă, deci eu mor după Aqua Carpatica sau Aqua Bucovina, cea mai bună de la noi. Ce vorbești, mă, ciorba asta e criminală, e fenomenală. Nici acasă dacă o făceam noi nu ieșea așa. Cum e, bună? Vamos! Am plecat de la vestitul Rompetrol, am alimentat, am mâncat. Am vrut să iau niște parfumuri pentru mașină, că eu după ce fac toate lucrurile astea, parfumuri ales. Cumva vitrina era închisă, nu știu, cred că s-a furat cândva sau nu știu, anul trecut știu că nu era așa. Bă, băieți, dar totuși, nu știu, n-am nimic cu nimeni, că nu vreau să mamă cu fiu cine-i fi, dar... Bă, ca în junglă, bă, băiatul ăla se înjura, la claxona pe mine, pe ăla, că... Păi vina mea că băia de la casă nu știa, zice, nu coboară, zice că pompa 1, după aia, dar ea nu știa că n-avea hârtie în casă acolo ca să-i... Păi și era vina cui? Sau era vina mea că... ăla de la casă doarme sau nu știe să-și facă treaba. Și ea de la pompă din spate claxona. E nebunie, nebunie mare să-mi bag picioare. Deci s-a schimbat nimic pe an, ce fiecare an e mai nasol. Mai ca în junglă suntem. Și maimuțele alea sunt mai politicoase. Și pisica mea de acasă, dacă a terminat ce avea de mâncat și mai vrea, se dă așa pe lângă mine, ca și cum mă roagă, mă, astea, nu, bă, dă-mi și mie un plic de la Felix, că m-a luat foamea. Uite, București, 555 de kilometri. Bă, băiți, aici când am venit, am început în toaleta, nu se vede că am început să respireze, am început să facă cam tot aici. Deci am trecut, când am venit în toaleta asta, deci era dezastru, biserică, pe jos, miroste. Acum am văzut că cumva au început și pe autostradă să construiască benzinării noi la fiecare punct din ăsta, de exemplu, parcare din asta, am început tot așa să fie cineva care se ocupă, care amenajează, deci ușor avansăm și noi, nu suntem chiar în urmă. Bă, băieți, suntem în deșertul Sahara, 40 de grade, nebunie, deci o căldură, noi și căldura și soarele. Mamă, Doamne, mor de cald aici. Ce îmi place că au început să construiască Peco, mall-uri. Am văzut și în parcarea asta și în parcările anterioare și cred că și mai în față, da, și în partea cealaltă. E bine atunci. Stați-mă, băieți, acolo. Exemplu de cucalar din München, Germania. Uitați cum face, cum se bagă, cum merge pe ambele benzi, uită-l în față, uitați. Și parcă toată autostrada ar fi a lui. Mai devreme pe mine vrea să mă depășească prin dreapta cumva. Cocalarus. Nu știu, sunt unii care zici că și-au cumpărat și autostradă să-mi bă picioarele. Mamă, ce sare în sus cazanul ăsta, zici că e... Design.
vă băieți, cafea de la Mol. Cafea de la Mol. Acum am luat-o. Acum o arunc. Să-mi bag piciorul nea de cafea. Nasoală rău de tot. Am crezut că dăm peste ceva ca lumea, dar în schimb nu. Și de WC-uri vine o fată și întreabă, ci că aveți și alte WC-uri? Ci că aveți și alte WC-uri aici? Și zice, nu, ci că le avem pe alea ecologice acolo, mamă, și dacă intri, e un metru cub de marmeladă. Eu uită-l pe unchiul, ce face unchiul, mă, căuta acolo, ci că un loc mai bun. Unchiule, mai bun de atâta nu găsești.
băi, s-a terminat autostrada, avem o bucată de vreo 14 km spre să ieșim, nu știu. Vedem, oricum strada asta acum vreo 4 ani, deci era jale. Pe aici mă depășise camera, aveam vechea mașină, prima mea mașină pe 1.5. Eu mergeam cât se poate cu vreo, nu știu, mergeam lejer oricum. Când camionul până stânga mă uit, mamă, doamne, zic, mă speria să zic, mamă, e dezastru. Ia uite, cofetărie, pizzerie, 50 de metri, unde n-ai, mă? Bălăriile astea. Aici? Nu, arăta ca în partea cealaltă, nu aici. Asta e crâșmă la bobiță 3. La bobiță 100. Ce pui mei, mă, i-a zburat plasticul ăla, de la Merț. El nu vede că i-a sărit protecția de la prea mult off-road. Tot aici depășirile astea nasoale. Că toți vor să depășească, toți vor să se bace, toți. Trebuie să frânezi tu ca să nu zic aici, trebuie să punem pe confort. O să pui pe mod avion pe aici. Ce cratele mai mult pe aici, când dai cu roata în ele, dar imediat, acum ne oprim aici să vedem. Uite, molul se vede deja, splătoria. E molul ăla și mai e ceva sub oiul și mai e încă ceva, dar e și splătoria aia. Cred că schimbă ăștia, dar cred că schimbă la un preț de cacamaca. Ia uite aici. Mamă, vârule, se rupe mașina în două. Uite, vezi, București râpnic cu Vâlcea și nu te sunt pe partea aia, pe Făgăraș. Una, două, trei, la patra ieșire. Mamă, câte chestii sunt. Pe Gazprom. Trebuie închis deja. Uite, grătar, ceafă de porc, ceafă de... Toate cefele sunt aici. Bă, dar unde-i sub oiul, că nu văd? Mamă, uite la acolo. În acest sens, giratoriu. Ce fulie acolo. Eu sunt dreapta? Ce-o fi acolo? Ia mame, ia mame. Ia mame. Băieții, anul trecut am nimerit aici de la întoarcere și am mers la spălătorie acolo, dacă cred că e coada, nu? Sau nu e coada. Unchiule, stai pe telefon! Aia nu pot să-l clanțonez. Ia, mame! Ce au, mă, senzorul ăștia? Au luat o randeaua. Uite, am și cafea, știi, și stai la terasă să bei o cafea. Ia, nu, că ne schimbă ăștia niște bani acum. 20 de euro și îți dă 10 euro înapoi. Mai să meargă intrare. Aici unde ai băgat tu băniții ăia și ți-o dat? Da, multe, aici. Multe, multe, multe. Dar nu băga, întâi trebuie să schimbi bani, să vezi dacă ți-i schimbă. Nu? Nu are cum să nu schimbe bani, dar nu știu unde. A, păi aici e de-aia de schimb bani. Uite, sala de jocuri, ceva de genul, știi că spusese atunci. Cine a zis? Uite și noua Kia Sportage. Bă, băieți, care cunoaște zona, lăsați un comentariu. Am parcat aici ca mârlanul ăla. Deci am schimbat 50 de euro și a spus, noi nu suntem casă de schimb valutar și îți putem oferi doar 4,20 lei pe euro. Și am schimbat așa că am zis, bă, asta e. Bă, băieți, am băgat 50 de lei. Am luat fise. Acum o să spăl cazanul. Uite, mai este un Audi frumos acolo. Și după abia aștept să ajungem prin munți, că de aici începe adevărata aventură. Mamă, deci asta spumă, mă, nu l-am. Curăța asta acum și vopseaua. Să pun asta aici după timpul lor. Ce vorbești, mă, nici pe călcâie nu poți să spăl cu asta, nici pe picioare. Lasă că mă plătesc doar. Pa, pa! Și-am spălat-o, mi-a oferit și o cafea acum.
vedem acum că faza e că nu erau discurile încinse. Le-am controlat înainte. Oricum băteau, deci tot aia e. Deci cum făceam, cum nu făceam, tot aia era. Faza e că spălătoria asta aici îmi place foarte mult. Pe spuma aia activă dai cu ea de... Ce vorbești, mă, băie? Ce vorbiți, mă, băie? Deci, că... băie, deci cade și vopseaua de acolo la 10 minute. Ia să vedem acum. Poate, poate cumva mi-a remediat problema de la... de la discuri și nu sunt, mai sunt ovalizate. Bă, da, ce e aici? Vezi, cabana Hood Tech Mug. Păi da, aici ți-am pus eu de cafea. Da, da, nu ai cum să fie rău de... Uite asta, uite asta. În fine, lasă, nu mai beau nicio cafea. Dacă am băut deja una, am și Red Bull ăsta, o ia randeaua. Dar mai ai și pe mea. După aia nu mai dorm o săptămână. Stai că aici mi se pare puțin. Dau ochelari ăștia de la ochi, că nu sunt bombardieri. Cum se zice? Stai că acum unde ieșim? Deci ieșim prima la dreapta. Hai, vărule! Nu vedeam. Cred că n-aștept pe ăsta. Are Porsche. Păi are Porsche, dar calc-o, vărule, că... Că puteam să ies, puteam să doar și pe partea altă. 50 de lei, cât undeva la 15 euro și mi-a mai rămas. Cam 15 euro vin 50 de lei, să cred. Nu, eu n-am zis. 10 euro. Cam așa, 10, 20, 30, 40, 7 euro. 6 euro. Cam așa. Mă, păi înseamnă că e bine, e mai ieftin ca la... E mai ieftin ca la noi acolo și plus că e și mai bună spălătoria asta. Iar că acum se, acum se cunoaște asta. Adică până la 100 la oră nu prea face ea figuri. După, la viteză mai mare, de exemplu, de la vreo 140 în sus, sus, când frânezi, Dana. Mamă, dar ce-am ce-o să mă doară spatele. Tăiat ăsta curba, mă. Eu trebuie să o tai în parapet. Uite, măcar au turnat asfalt aici. A, dar nu că era turna și anul trecut, sau... Nu mai țin minte oricum. Ba da, da, era, era turna și anul trecut. It's a beauty, beautiful day. Oh, 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 aici trebuie să fim antena. Să-mi spui dacă vrei să ne oprim să luăm fructe. S-a întâmplat ceva aici. Chiar că s-a întâmplat ceva, imposibil să nu. Nu știu ce s-a întâmplat, dar am văzut că se stă pe loc. Cred că e semafor ceva. Nu, no, semafor aici. Nu, aici? Știi că face, poate face o bucată din stradă și semafor. A, posibil. Păi aici înainte nu era strada, dar păi semafor acum. Soală, am depășit pe linie continuă undeva acolo. Ce ne-am oprit? A, da, ce ne-am oprit. Bă, băieți, treaba e nasoală. N-am mai bucat să filmez atunci. Tu ce râzi? M-a prins ăștia. M-a prins miliția că am depășit pe linie continuă. Am făcut o depășire. Bine, nu aveam peste 100, adică eram în limita legală, doar că am depășit pe unul care mergea cu 40 la oră. Și... Deci am înțeles de la cineva, ăștia stau mereu acolo, e un pod unde, de exemplu, tu depășești, dar nu vezi, abia după îți dai seama și după e prea târziu. Așa am făcut eu, m-am tras pe dreapta, mă numesc, bla bla bla, știți ce ați... Știți de ce m-am oprit? Mi-am zis și eu, zic, nu știu de ce m-ați oprit. Ca, păi uite, ați comis o infracțiune, bla bla bla, ați depășit pe linie continuă vehiculul, avem camera radar, mi-a spus și seria de la camera radar și toate alea. N-am zis nimic, că n-ai, eu i-am spus la început că nu știu, că n-ai, și normal, adică nu o să-i spui, da, știu, am făcut, mamă, dați-mi amendă, luați-mi permis, luați-mi mașină. Și am zis că asta era. Faza e că eu i-am întrebat, zic, dar nu putem să ne înțelegem. Și chestia e că aveam GoPro-ul aici, dar nu filma, adică nu. După mi-am dat seama că ăla s-a dus la mașină, scrie comisar, șef, nu știu cine, după care l-a trimis pe altul și ăla se uita ciudat și nu prea vrea să zic, a, păi dacă nu mai e nimic de făcut, că nu i-am trimis și... Da, asta este. E, acum cei care mă urmăriți, care știți, sau
oprit din cauza, adică eu nu făceam depășirea dacă ăla din fața mea mergea mai tare. Dacă mergea măcar cu 90-95, că era limita de 100 acolo. Deci el mergea cu 40, 40-50, nu mai știu cât avea. Mamă, adică nici așa nu pot să merg, să zici, bă, merg să... Că dacă el mergea cum trebuie, nu făceam depășirea, dar asta e, mi-a luat permisul pe 3 luni. Faza e că am voie să conduc aici 15 zile, după care trebuie să plătești o amendă de 470 de lei, nu mai țin minte cât. Trebuie de 15 zile sau se dublează. Faza e că nu pot să stau mai mult de atât, adică trebuie să stau undeva până pe 20-23. Acum trebuie să vin să-mi ridic permisul de aici. Din Brașov trebuie să vin să-l ridic. Și după aia să plec direct. Adică după pot să conduc pe Austria, Germania, Ungaria, doar că aici nu mai am dreptul să conduc. Și dacă mă prind, iar o să fie o treabă nasoală, așa că am pus-o cu ăștia. Mi-au vorbit frumos, de-am vorbit și eu, am întrebat, putem face ceva, a spus că nu. Și bănuiesc că au spus chestia asta, că nu se poate face nimic, doar din cauza că... Eu te-am pus să vădă. Bravo, Gogule! Dar pe tine unde e miliția să te vadă? Nu e miliția să vadă pe Insta. Anglia! Poate să puțin frustrat acum de zic așa treaba. Dar e linii continuu. Păi aici nu, dar în spate a venit după linii continuu. În fine. Și cam asta e, aveți grijă. Care, cum și ce fel. Băi, și m-au atenționat. Doi urmăritori m-au atenționat. Unul care și-a luat permis după 4 luni, deci l-a avut suspendat 4 luni și a spus că ai foarte mare grijă că și legile s-au schimbat, s-a mers nebunie. Celul mi-a spus, mergi cu Waze-ul, mergi, ai grijă la... Dar așa a fost să fie și în primul rând nici nu... Adică era cumva jumătate de linie continuă. Adică chiar în momentul ăla când începea linia întreruptă, atunci cumva le-am prins pe amândouă, pe mijloc. I-am explicat omului, zic, străzile care le avem, plus, zic, sunt oameni care merg cu, în loc să meargă în limită, măcar, zic, asta se întâmplă. Nu poate să ajute cu nimic. Dar asta e, s-a întâmplat. Mai ce să mai faci? Mi-am mai luat și permis. Stai să vezi acum, nebunie, când mă duc aici să-l ridic, să vezi, bă, o să zic că nu, că nu-l avem, că mâine, că poi mâine. Nebunie mare. Bă, băieți, este ora 8:38 de minute. Mai avem 219 km și ne arată că îi facem până la ora 0:39, adică la 12:39 noaptea asta. Deci extrem de mult, dacă era autostradă de când eram acasă. Bine, plus ne-a oprit miliția acolo cu permisul, după aia ne-a mai oprit noi, am mai mâncat, am mai băut o cafea, am mai luat una alta. Dar totuși, adică mi se pare enorm de mult, adică 200 de kilometri să-i faci în 4 ore, e enorm. Plus străzile sunt groasnice pe aici, oameni, am dat niște cratere și nu-mi venea să cred. Deci cumva acum o luăm pe la Sfântul Gheorghe, uite, Săsuș, Lunca, Brețcu și cumva o să urcăm pe aici, pe la Onești. Pe la Uituz, Uituz, Onești, dar e dezastru aici, să vezi aici ce trebuie să urcăm, să geale. Dar în fine. Deci, mai avem de mers. Uite, vezi, Adjud, Bacău, Focșan, Onești, Adjud. Uitați aici ce prostie, deci noi așteptam în partea cealaltă, dar faza este că drumul este în lucru. Ce lucru, că aici e bălăriile după ce bălării, piatră, nebunie. Și știi, cumva cu semafor. Deci trebuie să aștepți mult și bine. Și acum să vedem ce rocadă facem. Ca să ne putem. Știu. Am dat-o pe off-road acum, dar... Bă, dar ce bine amorsează, dar nu sunt pe off-road, sunt pe confort. Azi că mai sunt 200-300 de metri. Ia să vedem, uitați aici ce stradă. Într-adevăr, e drumul lucru, dar totuși. Bine că a mai și plouat. Dar și la pompa, uite ce crater aici. Dar și la pompa aia, și la pompa asta de pe la Rompetrol aici. Dezastru. Adică... Cum naiba, și
cum așteaptă, cât așteaptă lumea. Pe asta jumătate de oră acolo. Și uite cum face platforma lor. Ce vorbești, mă, pe drumul ăsta te obosește. Cum apun cazanul ăsta la muncă? Țin asta că o să se murdărească, dar nu contează. Mă, ce bine amorsează suspensia. A, și ce mi-e frică, cel mai mult să nu fac pană. Oh, ferească Dumnezeu. Poți și asta. Chiar că ne-am norocul. Hai, Bacău! Curtoș. Te un Curtoș cola. Uite ce se termină parcă toată treaba asta. Ne-am cumpărat și un cafe minion, tot de aici. Ca zici că ce cafe am recomandat? Aveți cappuccino din astea? Zici că domne, zici că vă putem, zici că ce avem noi acum, deci bate tot pe piață, cafe minion. Când mă auzi, bă, zic, cred că râde asta, dar zic, dați-mi cel mai mare, el, zic, și el ăsta e ăla. Zic, dacă îl pun aici în cap holder, îl pierd, nu mai pot să-l iau. Uite, bă, că am ieșit după strada aia, de off-road. Și mi se pare că pe strada asta aici am dat eu prima oară cu P9-ul de la mine, primul an. Nu știu dacă nu mă înșel, pe strada asta era decupertat pe banda mea de mers, pe sensul meu de mers. Cred că aveam vreo 100 la oră. Mamă, când am dat o dată și a bubuit, dar nu era nimic, a însemnat să zici că mamă, că vreo placardă, ceva, nimic. Am dat până... Uite, ce? Asta e să dau pe... să activez farurile, dar tot degeaba. Pe acolo am pus-o. Mamă, deci trebuie să fii foarte atent, dacă vine un tir din față, ăla taie. Mamă, dar ce ceartă, 16 grade și jumătate. Deja simt așa frig. Deci acum în coborâre doar așa, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Mamă, deci nebunie ce te distruge psihic. Te obosește mai rău decât... Ceața densă chiar. Bine că nu mai sunt cratere, că data trecută erau cratere pe aici. Bă, dar ce prostie. Într-adevăr e frumos, dar nu mereu. Când te grăbești, nu mai e frumos. În Germania, cel de acasă în Germania până în România de acasă. Fost